sensul de catarsis al suferinței. Fără suferință, nu înțelegem ce este smerenia, nu înțelegem ce este moartea, nu înțelegem ce este pocăința și cantonăm în trufia cu care ne naștem. Deci acesta ar fi, să spunem, etosul cărții, rolul suferinței, accentul pus pe sensul vieții, pe valoarea suferinței. Părintele Filip era deja pe acest drum, pentru că el ceruse lui Dumnezeu, așa cum probabil fiecare facem în intimitatea noastră, cerem lui Dumnezeu să ne mai dea o zi de viață, să ne salveze și să înțelegem care trebuie să fie relația noastră cu Dumnezeu. Cartea, ca să vorbim puțin și de structură, este structurată în 56 de secvențe, înrămate cu versete selectate din cei 150 de psalmi ai Sfintei Scripturi. Ideea majoră este sintetizată de versetul 19 din Ezechiel 11, care deschide și închide cartea într-o concluzie optimistă. Fiecare secvență în parte ne descrie o altă experiență de transformare a ființei, o altă legătură a omului cu Dumnezeu, cu ceilalți, cu lumea. Întâlnim cele mai felurite tonalități pe care le poate depăta inima, gândul unui om care vorbește cu Creatorul. Fabula povestii conține chiar structura sa, adevărul general, pe care îl ilustrează sub forma unui verset selectat din psalm ai Sfântei Scripturi, care există la începutul fiecarei secvențe. Fiecare secvență are la începutul său, este înrămată, să spunem așa, sau are la începutul ei un verset care sintetizează în manieră teologică, în manieră biblică, conținutul moral, conținutul și moralitatea secvenței. Deci, iată, am selectat aici un citat foarte interesant despre moarte. Îi spune autorul la pagina 7, nu autorul, deci preluând, chiar mi-am notat aici, o carte, este, dacă vreți, și o carte postmodern religioasă. Pentru că putem vorbi de intertextualitate. Dacă am vrea să dăm exemplu de intertextualitate, iată, aici cartea este presărată numai cu versete și învățături biblice. Dar am întâlnit aici, mi-am selectat 46 de sfinți părinți, scriitori, filozofi, iată, de la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Poate este interesant pentru ascultător să știe ce cuvinte cartea. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Teoclit, n-ai să-i citesc pe toți, Teoclit Dionisiatul, Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Ioan Scăraru, Sfântul Basile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Mitropolitul Moscovei Filaret, Sfântul Simeon, Sfântul Ioan Scolasticul, etc. etc. Da, iată, și scriitori Dostoievski și alții. Fericitul Ieronim și alții.